Județele de la sud și nord de Dunăre au renăscut regiunea romană Limes, astfel dându-se o șansă turismului tematic. Proiectul vizează dezvoltarea și promovarea unui produs turistic cultural integrat în ruta frontiera română din regiunea de graniță România-Bulgaria. Acesta este finanțat prin programul Interreg România-Bulgaria. Proiectul Limes reprezintă un parteneriat între Asociația Municipalităților Dunărere și Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. E vorba de încercarea de a discuta cu toate părțile interesate despre cum ar trebui să arate strategia de promovare și dezvoltare a unor produse turistice care să pună în valoare vestigiile încă bine conservate de ambele părți ale graniței de pe timpul romanilor, a cetăților și celorlalte obiective care s-au păstrat încă de pe vremea limesului roman. Formală tematică în turism. O astfel de formă de turism tematic. Să nu stai la istorici scute culturnul nostru. Este și cel legat de moștenirea culturală istorică. Flancite la cui tu popadă, să știu, toți proiect trebuie să mergi. În cadrul căreia pică și acest proiect. Dezbaterea de la Slatina a avut ca obiectiv promovarea turistică în toate județele dunărene. Din partea agențiilor de turism din zonă nu a fost prezent niciun reprezentant. Veniți într-o zonă turistică, Oltul nu știu cât de turistic este, cum îl știți dumneavoastră? Păi dacă nu este, ar trebui să devină. Este una din dorințele noastre prin astfel de proiecte să identificăm toate obiectivele turistice care merită să fie vizitate și să reușim să facem o promovare bună a acestora, astfel încât să fie atrași turiștii, indiferent că ei sunt români sau străini. Bugetul acestui proiect se ridică la suma de peste 900.000 de euro, din care în jur de 800.000 de euro este contribuția Fondului European de Dezvoltare, la care se adaugă contribuția națională, constând în jur de 25.000 de euro partea României și 92.000 de euro cea a Bulgariei. Proiectul va fi implementat pe o durată de 2 ani. Acesta a început anul trecut, urmând să fie finalizat la sfârșitul anului viitor.